Domnul Augustin ne spune că e dor de Florin Călinescu. Să știți, doamna Goste, domnul Goste, că mie nu mi-este dor nici de asta, nici de Vocea României, nici de Radu Banciu, nici de nimeni. Eu sunt Florin Călinescu și să revin la un moment dat cu un comunicat, așa cum am mai făcut-o și în ultimii 20 de ani, dădeam câte un comunicat când nu mergea bine. Și o să vă spun acolo, succint așa, exact unde mă puteți vedea și contacta. Mă bate gândul să mă fac din nou actor. Am văzut că e o meserie care merge bine. Fac 2-3 reclame la detergenți, la niște parașute de-astea de reparat chiuvete și cred că mă scot. Mie mi-e dor de Țiriac, uite, spune domnul Colin. S-a fost odată chemat la o discuție la Frankfurt, eram. Mă duceam, aveam o treabă la Hamburg, dar m-a oprit, termin imediat. M-a oprit un pic la Hamburg. De fapt, la Frankfurt mă oprisem să le rezolv o treabă de inginerie, că eu la bază sunt inginer. Da, le-am rezolvat-o repede și le-am spus. Mă treceți pe prima pagină manual, că dacă nu 200 de milioane vă iau.